Onur este tot mai îndrăgostit de Zeynep și cere ajutorul fratelui său pentru asta. Onur se simte dat la o parte de frumoasa fata, însă nu știe că aceasta este nevoită să-și ascundă sentimentele față de el, de teama familiei ei să nu aibă de suferit. Așa cum o amenintă Azime, Zeynep încearcă să uite totul și să meargă mai departe, însă Onur nu renunță la iubirea lui. Muzaffer este și el nerăbdător ca el sine fi să-și unească destinele. Pregătirile pentru marele eveniment sunt întoi, iar emoțiile sunt uriașe, de ambele părți. Pe altă parte, Nefise este îngrijorată, pentru că în continuare ea trebuie să-i ascundă viitorul ei soț, faptul că are 4 copii, însă știe că numai asta, familia ei va reuși să trăiască mai bine.